În această săptămână are loc tabăra internațională de handbal Valentin Ghionea. Baia Mare a fost aleasă ca locație a primei ediții, ținând cont că în municipiul nostru handbalul este un sport foarte iubit. La acțiune participă 83 de copii din toată țara, care în această săptămână participă la antrenamente și jocuri de pregătire. De asemenea, la finalul taberei vor fi identificați și copiii talentați care ar putea face performanță în handbal. Am făcut antrenamente, copiii au reacționat foarte bine, ne-am bucurat pentru că își doresc foarte mult să facă performanță și e un lucru pozitiv care se vede în handbalul românesc. Și cred că mulți dintre ei care sunt și talentați vor avea o cale frumoasă în handbalul românesc. În cadrul taberei, copiii sunt instruiți de handbaliști și antrenori din țară și din străinătate. Printre aceștia se numără și Nicola Eclemovici, fost jucător al echipei Minaur Baia Mare. Nice to be in Baia Mare again. I have very good memories from the city. Vali is one of my best friends and I come here to help to show to these young handball players and maybe learn them some things what they don't learn on their own clubs. Prima ediție a taberei internaționale de handbal Valentin Ghionea este destinată copiilor între 12 și 18 ani care participă la diverse acțiuni sportive ce vor avea loc în sala polivalentă La Scărpană și în sala de sport a Colegiului Economic Nicolae Titulescu. Tabăra de handbal se află doar la prima ediție, iar pe viitor organizatorii vor să dezvolte acest proiect și să pregătească și o tabără pentru fete. Încercăm să păstrăm această tabără, să ne dezvoltăm puțin. În viitor dorim să facem și o tabără pentru fete, dar asta depinde la fel de finanțe, dacă vom avea ajutor. Tabăra internațională de handbal din Baia Mare se va încheia duminică.